Olivia, cum ai trăit precedentele două jocuri ale naționalei din Belgia și Italia pe care le-ai ratat din cauza accidentării pe care ai suferit-o? Din păcate, primul meci cu Italia l-am trăit după patul de spital, că eram internată după operația de la nas. Nervoasă, cu emoții, nu știam ce se va întâmpla. Este foarte dur să-l urmărești pe site, la UEFA, cum nu am putut îl vedea în direct, la televizor sau pe internet. L-am trăit foarte, foarte intens, chiar dacă nu am putut fi alături de colegele mele. Din păcate, nu am putut ajuta prea mult, dar le-am încurajat de departe. Apropo de accidentare, am observat că joci cu o mască pe față. Cum este? Cu masca pe față a fost foarte greu să mă acomodez la început. M-a costat un pic, dar dorința de a începe antrenamentele, de a sta cu echipa, a trebuit să accept și să merg mai departe. Partea bună este că mai am o săptămână și gata, o dau jos. Ce le-ai transmis fetelor acum când v-ați revăzut după acest start mai slab de preliminare? Întotdeauna am fost alături de ele, le-am încurajat foarte mult, pentru că altceva nu puteam face de la depărtare. Le-am susținut de fiecare dată, multe încurajări. Am început foarte, foarte. Pentru noi a fost un an mai slab, din păcate. Sperăm la anul să fie mai bine pentru noi. Păcat că nu am putut, că am ratat după părerea mea, cele mai importante meciuri din grupă. Cum vă veți motiva în continuare în următoarele jocuri? Prin muncă, foarte multă muncă, să începem să gândim pozitiv, să muncim din greu, începând cu victoria de marți, este foarte importantă să terminăm anul cu o victorie. Cred că așa o să începem după aceea anul care vine mai bine și să obținem maximul de puncte din meciurile care ne mai rămân. Să vorbim puțin și despre echipa ta de club, unde evoluezi la Sevilla. Cum e privit fotbalul feminin în Spania? Din fericire, fotbalul este foarte ridicat la un nivel foarte, foarte mare. Suntem foarte bine, anul ăsta au început foarte multe echipe de băieți să-și facă echipe de fete. Suntem foarte mult susținute în plan economic, material și tot ce conține. Eu mă simt foarte bine la Sevilla, am mai jucat acum 2 ani înainte să semnez pentru Levante. Sunt ca acasă, practic. Există aceeași pasiune a suporterilor pe care o vedem și la echipa de băieți? Într-o mică măsură, da. Nu e ca la băieți să vină foarte multă lume. Și la noi vin suporteri, dar nu așa la un număr foarte mare. Dar oricum este trăit din tribune, la fel ca partea care vine, la fel ca la băieți. Ce te-a determinat pe tine să te apuci de acest sport? A fost cam o schimbare drastică. Făceam alt sport, de la handbal la fotbal e ceva diferit. Un pas foarte mare. Dintotdeauna mi-a plăcut fotbalul pentru că îl practicam cu fratele meu. El a fost care m-a învățat să joc fotbal și mi s-a dat ocazia să joc unde am început, la Târgoviște, să joc și am continuat și am ajuns unde am ajuns. Ce înseamnă pentru tine să îmbraci tricoul echipei naționale? Să îmbrac tricoul echipei naționale este o mândrie foarte mare. E o plăcere de fiecare dată când sunt convocată la echipa națională să demonstrez tot ce pot, tot ce am muncit la echipa de club, să o arăt aici și să dau totul pentru țara mea. Să vorbim puțin despre meciul de marți, unde vom întâlni Moldova. Pe lângă cele trei puncte esențiale, v-ați stabilit și un obiectiv privind numărul de goluri marcate? Eu cred că nu e important. În primul rând, trebuie să obținem victoria. În primul rând trebuie să ne gândim că trebuie să câștigăm, nu să dăm foarte multe goluri. Și după aia, dacă se poate, de ce nu?
Dar cel mai important este să câștigăm, să obținem cele 3 puncte și să închidem anul cu o victorie.